când unii se gândesc doar la distracție și relaxare în mini-vacanța de 1 mai, pentru artiști înseamnă muncă, muncă și iar muncă. Colega mea, Raluca Boloș, este în studioul lui Mihai Trăisariu. Artistul lucrează de zor la un nou album. Bună ziua, Raluca! Cum merge treaba? Bună ziua, Laura! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Nu sunt într-o sală de fitness, dimpotrivă. Sunt aici în studioul lui Mihai Trăisariu. Mă dau acum jos de pe stepper, dar vă explic puțin mai târziu de ce este aici în studio. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Ce faci aici? Înregistrez și sport un pic. Dar spune-mi, unii își fac bagajele, unii merg la plajă, unii se pregătesc de 1 mai, mare petrecere. Și tu ce faci, muncești? Muncim pentru că noi suntem o altă categorie de oameni, nu suntem oameni obișnuiți. Noi de sărbători muncim, de Revelion muncim, de Paște muncim, da? Lumea petrece și noi muncim pentru ei. Deci când e sărbătoare și de obicei sunt zile libere, tu atunci muncești mai mult. Așa se întâmplă la noi, da. Și acum m-am trezit în studio astăzi, bine afară plouă oricum și numai bine de înregistrat. Îmi pregătesc al 14-lea album din carieră, se numește Change, schimbare totală. Și vreau să schimb și ritmul și tot stilul. Și iată că deja lucrăm, sunt la a treia piesă, lucrăm întâi liniile melodice și apoi venim cu textele și restul. Ne predonezi și nouă puțin? O să-i zic să dea mai tare. Really love and I'm gonna take it. Really it's a love that's gonna fly. Really love that's gonna fake it. Really it's a love. N-am text. Da? N-avem text. Dar sună foarte bine, chiar pare o schimbare. Că... Da, e o schimbare un pic americanos, așa, ceva de negri. Nu mai țin cont de trenduri și o să fac ce vreau. Pentru că sunt un artist care își permite deja să facă ce vrea și să cânte cum îi place. Și asta urmăresc. Deci ne-am ascultat în exclusivitate noua melodie, deși încă nu are versuri. Da, e fără text. E pentru Atena Star. Când o să ajungă hit, o să spuneți, noi o știm și o să parcă vă codați bucățica asta și n-avea text. Eu vreau să te întreb, ce faci cu stepperul ăsta aici? Păi hai să arăt. Ia să văd. Deci după ce am înregistrat, mă odihnesc, stai să nu lovim ăla, ci că mă odihnesc, de fapt, mă relaxez, să zic așa, și fac sport. Pentru că eu de o lună de zile m-am apucat de culturism. Dar poți să și cânti în timp ce faci stepper? Acum ia, facem probe. Really love. Stai. S-a rupt. S-a desprins, nu s-a rupt. S-a desprins puțin. Mulțumim, Laura. Noi facem și sport, cântăm în același timp. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc, Mihai. Spor la treabă în continuare și abia așteptăm să ascultăm piesa pe care am auzit-o în exclusivitate la Antena Stars.